Slavă Domnului! Încă n-a venit Domnul. Pe de o parte, mărire Lui, că mai putem să ne pocăim. Pe de altă parte, haideți să strigăm cu întreagă biserică: vino, Doamne Iisuse! Vino, Doamne Iisuse! Ne dorim ca în anul 2024, vă spun sincer, din toată inima, cu toată ființa, cu toată familia, îmi doresc să vină Domnul. Deși am planuri, deși am tot felul de gânduri și de speranțe, cred că cea mai mare realizare ar fi în anul 2024, ca eu și familia mea și Biserica Betleem, cu toți, să-L așteptăm pe Domnul și Domnul să vină să ne ia. Pentru cei care aveți la dumneavoastră Sfânta Scriptură, haideți să o deschidem. Coloseni, capitolul 3, vom citi primele două versete, pagina în Sfânta Scriptură, 1156, pentru copii spun pagina. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Amin. Puteți să ocupați locurile. E un început de an și ori de câte ori avem ocazia aceasta să intrăm într-un an nou, Dumnezeu ne binecuvintează cu șansa unui nou început. Așa am setat în mintea noastră că atunci când se încheie 31 decembrie și intrăm în 1 ianuarie, parcă se începe o etapă nouă în viața noastră, deși zilele nu sunt diferite, orele sunt aceleași, aceiași suntem și noi. Dar totdeauna când intrăm într-un an nou, avem ocazia și șansa unui nou început. Și știu că poate toți dintre dumneavoastră, majoritatea oamenilor, atunci când intră în anul nou, își fac tot felul de planuri, tot felul de vise, își pun tot felul de dorințe și își pun tot felul de targeturi la care doresc să ajungă în anul în care au intrat. Pentru unii dintre dumneavoastră, care a fost anul 2023 un an al greutăților, cu siguranță când ați intrat în anul 2024, n-ați făcut decât atât: Doamne, să fie un an mai bun. Văd aici oameni care în anul 2023 au avut operație pe inimă, pe cor deschis. Și cu siguranță în anul 2024 își doresc să nu mai treacă prin acele stări, acele momente când nu știu dacă doctorii pot să te mai trezească, când pe semnătură închizi ochii și vrei să ți se facă anestezia. Pentru unii dintre dumneavoastră, anul 2023 a fost un an în care ați pierdut pe cineva drag. Poate n-a murit, poate a plecat. Sunt familii care în anul care a trecut, copilul i-a închis ușa în nas, i-a dat bloc pe telefon și a zis: mami, de astăzi înainte am 18 ani, mă duc să mă mut singur pe chirie, eu te sun când am nevoie de tine, tu nu mă mai căuta că vreau să-mi încep viața. Nu știu, anul 2023 pentru unii dintre noi a fost un an bun, poate. A fost un an în care Dumnezeu ne-a arătat dragostea Lui prin binecuvântări materiale. Și când am intrat în anul 2024, n-am putut decât să-i mulțumim Domnului și să-L rugăm să ne țină în harul acesta. Nu știu ce an ai avut, dar știu un singur lucru. Când ai intrat în anul 2024, ai avut cel puțin câteva gânduri care vrei să le realizezi, nu-i așa? Câți dintre voi în anul acesta vor să se căsătorească? Știu că sunt tineri aici care își propun pentru anul 2024 să se căsătorească. Câți dintre voi care poate v-ați căsătorit recent, vă doriți să aveți un bebe? Nu e nimic rău, e o dorință bună, e un vis deosebit. Și știu că sunt aici familii care în anul 2024 își doresc binecuvântare din partea lui Dumnezeu cu un copil. Și mă rog, Dumnezeu să lase copii în anul în care am intrat. Dumnezeu să binecuvinteze pântecele femeilor care vor să dea naștere la copii și să ducă sarcina și să nască copii sănătoși. Amin! Amin! Doamne, ajută la lucrul acesta!
E cineva de aici care în anul 2024 iese la pensie să facă un semn cu mâna. E cineva care după o viață întreagă de trudă, a trudit, a muncit în câmpul muncii, a plătit dările la stat și în sfârșit, poate în anul acesta spui, o să ajung la pensie și o să mă bucur de pensia asta mare care o să primesc de la stat. Poate cineva care și-a propus ca în anul 2024 să iasă la pensie și ultimele luni care le mai are să aibă grijă să fie totul în regulă. Da, sunt multe vise. Poate te-ai gândit să aplici pentru un credit la bancă. Canalul în care intrăm, să ai ocazia și să intri și tu la tragerea aceasta pentru prima casă, să fie un credit mai mic, ca să te muți de la chirie, să ai și tu casa ta. Da, e o dorință bună, e un vis bun. Domnul să te ajute și în lucrul acesta. Poate sunt alții care stați la apartament și în anul 2024 vă propuneți să vindeți apartamentul și să vă mutați la casă. Nu știu ce vise avem. Poate unii dintre voi vreți să vă cumpărați o cabană. Poate aveți casă, aveți apartament și vreți să vă cumpărați undeva o cabană la munte, să vă relaxați. Poate vreți să vă cumpărați o mașină de teren. Fiecare dintre noi, dragi frați și surori, în sinea noastră, în conștientul nostru, în gândurile noastre, ne-am făcut anumite planuri. Și vreau să vă spun că și eu mi-am făcut planuri și m-am gândit ce mi-aș dori ca Dumnezeu să-mi dea și să ne binecuvinteze. Însă eram la cumpăna dintre ani, 31 decembrie, duminică seara, așa cum știți, și mă rugam și am zis, Doamne, în anul 2024 vreau să fiu lipit de Tine. Că în anul 2023 am zis, Doamne, vreau să fiu aproape de Tine. Și Timișoara e aproape de Arad și totuși e distanță între Arad și Timișoara. Și am zis, Doamne, în anul 2024 vreau să fiu lipit de Tine, să fiu strâns, totdeauna să Te simt acolo, că aproape am mai fost și au fost multe lucruri între mine și Tine. Am zis, vreau să fiu lipit. Și așa m-am culcat duminică seara și vroiam ca să mă trezesc luni dimineața cu o noi speranțe, cu noi gânduri ca să-L simt pe Domnul. Și știți cum m-am trezit și cum l-am simțit pe Domnul? M-a trezit soția, luni dimineață, deși ne-am culcat târziu, și a zis, Codrin, trezește-te repede, era luni foarte de dimineață. Și a zis, hai, îmbracă-te, că trebuie să mergem cu fetița noastră la spital, la urgențe. Vă spun sincer că n-am înțeles pe moment că Dumnezeu vrea să mă țină lipit de El. Și luni dimineața, soția cu fetița cea mai mică s-a dus la urgențe, în prima zi din anul 2024. Și cât timp era acolo ca să-i facă investigații și analize, eu cu ceilalți copii între timp s-au trezit, i-am pus la rugăciune și ne-am rugat. Și am zis, am cerut ca anul 2024 să fie un an în care să stăm lipiți de Domnul. Și deja Domnul se apropie de noi. Și deja îl simțim în casa noastră. Acum, nu mi-aș dori să fie doar așa, doar de la spital și în probleme. Dar mi-am dat seama că Dumnezeu de multe ori vorbește când într-un fel, când în altul. Și întrebarea care vreau să vă pun în dimineața aceasta, ce planuri ai pentru anul 2024? Ce vise, ce dorințe, perspective duhovnicești le-am numit eu pentru anul 2024? Că da, perspective pentru noi le avem, dar acelea duhovnicești, câți dintre noi ne mai gândim la ele? Și am citit aici un pasaj foarte interesant și potrivit pentru început de an. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, adică dacă ați făcut un legământ cu El, ați intrat în apa botezului, v-ați înmormântat împreună cu Hristos, ați înviat cu El la o viață nouă, spunea Pavel celor din Colose, să umblați după lucrurile de sus. Da, umblăm după lucrurile de jos foarte mult, dar Pavel ne îndeamnă și ne spune, aveți grijă ca în anul 2024 să umblați după lucrurile de sus. Multă vreme, când eram copil, când eram tânăr, așa la biserică, credeam că pasajul acesta, versetul acesta, se citea doar joi seara pentru oamenii care nu vin la biserică. Se citeau pentru aceia care nu vin decât duminică seara și parcă frații, joia, citeau pasajul acesta și spuneau, fraților, umblați după lucrurile de sus, lăsați lucrurile de jos, lăsați pământul, lăsați munca, lăsați lucrurile astea care vă robesc. Dacă munca, serviciul ar fi un lucru de jos, cine ar mai merge la servici?
Dacă să mergi la muncă și să câștigi un ban ar fi un lucru de jos, cine ar mai merge? Și întrebarea se pune, care sunt lucrurile de sus? Mi-aduc aminte ce spunea un frate vis-a-vis de versetul acesta, că era într-o joi la o biserică și când s-a dus acolo, fratele conducător a mers și a început programul cu versetul acesta, să umblați după lucrurile de sus. Versetul 2, să vă gândiți la lucrurile de sus. Dar el făcea aluzie și tot timpul când citea, arăta pe geam pe cei care lucrau în curtea bisericii. Erau acolo doi frați care, între timp, așa a fost situația, au demontat un cap de tir, un cap tractor și l-au întins acolo pe nailone, tot piesă cu piesă și trebuia până la miezul nopții să-l asambleze tot, că era în curtea bisericii, ei nu aveau curte, erau lipiți așa de biserică și era tot întins pe acolo. Și frații noștri trebuie să se adune la adunare și tot timpul când vorbea despre lucrurile acestea, arăta spre frați să vă gândiți la lucrurile de sus, să umblați după lucrurile de sus. Da, astea sunt lucruri de jos, dar care sunt lucrurile de sus? Că noi știm să arătăm care sunt lucrurile de jos și știm să umblăm după ele. Că dacă vrei să îți cumperi ceva, dacă îți dorești, nu știu, să-ți cumperi ceva pentru casă, știi să umbli după lucrurile alea, nu? Dacă mergi la Dedeman și nu găsești, te duci la Bricostor. Dacă nu găsești la Bricostor, te duci la Leroy Merlin. Dacă nu găsești acolo, te duci în Timișoara, că mai sunt alte... Și știi să umbli. Dacă nu găsești nici în Timișoara, intri pe internet și îți cauți. Pentru că știm să umblăm după ceea ce ne interesează. După lucrurile care ne convin. În dimineața aceasta am vrea să ne uităm la Cartea Sfântă și să vedem care sunt lucrurile de sus. Care sunt lucrurile de sus pentru care Pavel ne îndemna să umblăm și să ne gândim? Și dându-ne seama, conștientizând și găsind care sunt lucrurile de sus, în antiteză cu lucrurile de sus, vom ști automat care sunt lucrurile de jos. Și lucrurile de jos, să știți, sunt tare periculoase. De aceea, haideți să ne uităm la cineva care a fost sus, ca să știe cum sunt lucrurile acelea. Că acum, eu dacă vreau să știu cum e în Germania, de exemplu, îl întreb pe fratele Florin Gligor, care a stat, a locuit acolo. Că acum eu așa pot să-mi dau seama după ureche cam cum e în Germania, cam să mai mă uit la poze, dar dacă vreau să știu într-adevăr cum e în Germania sau cum e în Israel, că fratele Manu a fost în Israel, mă duc și îl întreb, frate Manu, tu ai fost acolo, frate Florin, tu ai fost acolo, spune-mi care sunt lucrurile de acolo, cum sunt treburile pe acolo, pentru că așa putem să ne dăm cu părerea unii și alții. Și aș vrea în dimineața aceasta să ne uităm la un om care a primit o invitație să meargă sus și să se uite la lucrurile de sus. Apocalipsa, capitolul 4. O să citesc mai multe versete în dimineața aceasta, de aceea nu o să vă mai ridic pe picioare, chiar dacă pasajele sunt mai lungi, ca să înțelegem și să vedem ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească. Și ascultați ce a văzut Ioan când a primit invitația aceasta să meargă sus. După aceste lucruri, spunea Ioan, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi pe care l-auzisem ca sunetul unui trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis, suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Numai decât am fost răpit în Duhul și iată, și acum ascultați care sunt lucrurile de sus. Și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur.
Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cristalului. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau 4 făpturi vii pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste 4 făpturi vii avea câte 6 aripi și erau pline ochi de jur împrejur și pe, dinăuntru. Zi și ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care este, care era, care este, care vine. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Amin. Ajunge Ioan acolo răpit de Dumnezeu la invitația lui și spune: Ioan, uită-te, acestea sunt lucrurile de sus, asta se întâmplă sus, și Pavel în dimineața aceasta ne spune să umblăm, să ne gândim și să căutăm lucrurile de sus. Și primul lucru de sus la care vreau să mă refer este sfințenia lui Dumnezeu. Spunea Ioan, când am ajuns acolo, cele 4 făpturi vii cu ochi de jur până împrejur, dinăuntru, nu pot să mi le imaginez, nici nu pot să vi le explic, cei 24 de bătrâni, spune că strigau fără încetare: Sfânt, 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 Sfânt. Fără încetare, zi și noapte, strigau: Sfânt este Domnul. Și primul lucru după care aș vrea să umblăm în anul 2024 și să fie în mintea și în inima noastră este sfințenia. Dragi frați și surori, sfințenia, neprihănirea, desăvârșirea. Dar nu orice sfințenie. Dacă suntem atenți, Biblia ne vorbește că în cer era vorba de sfințenia continuă, de sfințenia permanentă, de acea neprihănire care nu avea suișuri și coborâșuri. Și Domnul în dimineața aceasta ne spune că în anul 2024 să umblăm ca să fim sfinți în continuu. Să umblăm să fim sfinți, pentru că spunea Cartea Romani, chemarea tuturor credincioșilor e să fie sfânt. Poate spui: Doamne, ce chemare am? Spune: v-am chemat ca să fiți sfinți. Și sfințenia aceasta are la bază, ascultați-mă, are la bază lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt are pe pământ 4 mari lucrări, pe care cu siguranță le știm. Prima lucrare pe care o face Duhul Sfânt este pocăința. Este acea convingere care o face Duhul Sfânt la mintea noastră de păcatele care le avem și că trebuie să ne pocăim. A doua lucrare pe care o face Duhul Sfânt în viața credincioșilor e nașterea din nou. Duhul Sfânt e acela care lucrează la noi și în inima noastră ca să producă nașterea din nou. A treia lucrare pe care Duhul Sfânt o face este ca să ne boteze în Duhul Sfânt și să ne dea daruri ca să putem să lucrăm pentru împărăția Lui. Dar a patra lucrare a Duhului Sfânt pe pământ, știți care este? Este ca să producă sfințenia în noi. Dacă celelalte 3 lucrări sunt lucrări singulare pe care le face Domnul, a patra lucrare, sfințenia, este un proces pe care Duhul Sfânt îl face și lucrează în viața noastră atât timp cât suntem pe pământ. Contra sfințeniei, aș spus că dacă o să ne dăm seama care sunt lucrurile de sus, o să ne dăm seama care sunt lucrurile de jos. Dacă nu e sfânt, cum ești? Păcătos. Contra sfințeniei e păcatul. Și spune Cartea Sfântă că nimic întinat și spurcat
nu va intra acolo. Știți de ce? Pentru că acolo este o sfințenie veșnică. Domnul Iisus are două mari lucrări cu privire la noi oamenii. Cartea Sfântă spune în 2 Timotei, capitolul 3, dacă pot să afișez, cred că versetul 15. Dumnezeu are două mari planuri cu noi, două mari lucrări cu noi oamenii. Și ascultați care sunt acestea. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la, spuneți, la mântuire. Prima lucrare care o are Dumnezeu cu noi oamenii este mântuirea, să ne mântuiască, să ne scoată din păcat și să ne ducă la o viață nouă, la o viață cu Iisus Hristos, la mântuire, prin credința în Iisus Hristos. Dă-i mai departe, te rog. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu, ascultați, a doua lucrare, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Adică Dumnezeu, când se uită la noi oamenii, își dorește să ajungem la două etape, la două lucrări. Să fim în mântuire și în desăvârșire. Ca două mari orașe, imaginați-vă. Unul orașul mântuire, celălalt orașul desăvârșire. Vreau să vă spun și să înțelegem lucrurile, să vorbesc practic și să fie așa un cuvânt care să fie pentru fiecare dintre noi. Ca două mari orașe, pe cei din lume dorește să ia să-i ducă în orașul mântuire, să-i mântuiască prin credința în Iisus Hristos și apoi cu mijlocul de transport care e cuvântul lui Dumnezeu, spune că toată Scriptura a fost insuflată ca să învețe, să mustre, ca să ia pe cei din mântuire să-i ducă în orașul desăvârșire. Pentru că asta e lucrarea pe care o vrea Dumnezeu de la fiecare credincios. Să ajungă desăvârșit, să ajungă neprihănit, să ajungă sfânt. Ei, da. Aici Dumnezeu întâmpină o problemă mare. Cei care sunt în lume nu vor să ajungă în orașul mântuire. Și acum nu ne ocupăm de ei. Cei care sunt în mântuire, ascultați, dragă Biserică Betlehem, nu vor să meargă spre desăvârșire. Și aici e o problemă. Cei care sunt în mântuire nu vor să se sfințească. Nu vor să trăiască sfinți. Nu vor să ajungă neprihăniți. Te-ai botezat poate în urmă cu 5 ani, cu 7 ani, cu 10, cu 30 de ani. Și ai rămas la starea aceea ca și când te-ai botezat. Vreau să spun că Dumnezeu nu și-a împlinit planul cu tine. Da, ai făcut un pas, dar nu uita că lucrarea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu pentru noi, este să ajungem desăvârșiți, să ajungem la acea lucrare care trebuie să o facem fiecare dintre noi, și anume neprihănirea lui Dumnezeu. Când spune în Fapte, capitolul 24 cu versetul 25, că atunci când Pavel dorea să-i vorbească dregătorului Felix, spune, dar pe când vorbea Pavel despre, spuneți, despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis, de asta dată, du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Neprihănirea e un lucru foarte greu pentru mine. Sfințenia, lasă că deocamdată cred în Domnul Iisus Hristos. Și știți care-i marea dilemă? 99% din oameni cred că Dumnezeu există. Dacă îi întreb, cred că Domnul există, cred din toată inima că El și-a dat singurului Fiu ca să moară pentru mine. Știți ce nu cred oamenii și nu vor să facă? Îi să-și schimbe viața și să trăiască sfinți pentru Domnul. Dacă am putea să rămânem la acea stare doar de credință, eu cred și atât. Dragi frați și surori, aici ai cea mai mare problemă pentru noi pocăiții. Că L-am primit pe Domnul, L-am găsit, ni s-a descoperit harul, am ajuns să fim mântuiți, dar nu ne dorim mai mult. Nu ne dorim să fim neprihăniți. Matei capitolul 5, când vorbește Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte și vorbește despre fericiri, în versetul 6, mi se pare, spune că ferice de cei însetați după, de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Dragi frați și surori,
Câți dintre noi ne dorim să ajungem neprihăniți? Și totuși, ce e neprihănirea? Ce e sfințenia? Ce-i desăvârșirea? Ascultați Evrei capitolul 5. Este un lucru acolo foarte important care zilele acestea m-a măcinat foarte tare și m-am gândit la el. Evrei capitolul 5. Dumnezeu vorbește oamenilor care l-au cunoscut. Evrei 5, cred că versetul 12. Acum eu vorbesc niște unor oameni care l-au cunoscut pe Domnul. Și ascultați ce spunea cel care a scris epistola după Evrei, eu cred că Pavel. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie, deci voi care ați cunoscut, ați ajuns iară să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine, spunea epistola, oricine nu se hrănește decât cu lapte, ascultați, oricine e un prunc, oricine trăiește doar la nivelul acesta, să mănânce doar lapte, nu este obișnuit cu, spuneți tare, cu cuvântul despre neprihănire. Căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Dragi frați și surori, spunea omul lui Dumnezeu, trebuie să trecem de la lapte, pentru că voi tot aveți nevoie să vă povestesc și capitolul 6 vorbește despre botezuri, despre botezul în apă, că oare chiar trebuie botezul în apă, oare botezul cu Duhul Sfânt e chiar o condiție a mântuirii, oare punerea mâinilor e lăsată de Dumnezeu sau e ceva mistic, oare și Pavel ne spune, sau cine a scris epistola după Evrei, ne spune că noi ne întoarcem la lucrurile începătoare și ani de zile vorbim doar despre ele. Și am ajuns să punem astfel de întrebări. Știți de ce? Că ne hrănim cu lapte și nu suntem obișnuiți cu cuvântul despre neprihănire. Ce e neprihănirea? Când ați auzit o predică despre neprihănire? Dragi frați și surori, credeți că neprihănirea aceasta nu trebuie înțeleasă de noi? Credeți că trebuie să stăm în biserică ani de zile și să nu înțelegem? Ascultați Romani capitolul 6. O să citesc câteva pasaje, să înțelegeți, fiți atenți. Romani capitolul 6, începând de la versetul 13. Hai, 12. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Adică vorbește unor oameni care odată au trăit sub păcat, dar acum au ajuns la cunoștința adevărului și trebuie să trăiască altcumva. Și ascultați, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii voastre, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Nelegiuire, neprihănire. Ceea ce facem noi prin faptele noastre putem să slujim nelegiuirii sau neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Și aici cei mai mulți dintre noi am pus punct. Frate, sub har. Și acum ascultați, ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum! Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Noi ne-am făcut robi ai neprihănirii. Ce e un rob? E acela ce împlinește, ce face voia stăpânului.
Vorbesc omenește, din pricina neputinții firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că săvârșeați fără de legea, tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți, spuneți, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Efortul nostru. Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați slobos față de neprihănire. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izvăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Adică Dumnezeu ne spune prin Apostolul Pavel că odată ce am ajuns la cunoștința adevărului, noi trebuie să umblăm în neprihănire. Dar aici e problemă. Că dacă vom studia neprihănirea aceasta, spune frate, dar noi nu mai trăim sub lege. Neprihănirea nu se mai capătă prin fapte. Tu ce ne spui aici? Neprihănirea vrei să spui că se capătă prin ceea ce facem noi? Eu nu spun lucrul acesta. Ascultați ce spune Iacov. Capitolul 2 din Iacov, începând de la versetul 14. Neprihănirea se capătă prin credință, am auzit. Dar credința? Cum dovedim credința? Și ascultați. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele, săraci, lipiți pământului, și unul din voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă, săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi vorbele noastre? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credință și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi om nesocotit. Nu om, om care nu și-a făcut bine socotelile, care nu a înțeles. Vrei să înțelegi om nesocotit, copil, prunc, care se rănește cu lapte. Că credința fără fapte este zadarnică. Avram, părintele nostru, n-a fost el nesocotit prin fapte, n-a fost nesocotit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi? Că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți dar că omul este socotit. Țineți minte cuvântul acesta, socotit, considerat, neprihănit. Prin fapte și nu numai prin credință. Tot așa, curva Rahav n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte, când a găzduit pe sol și i-a scos afară pe altă cale, după cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Și acum, dragi frați și surori, să nu ne încurcăm, că dacă nu înțelegem ce e neprihănirea, ne împiedicăm și ne zgâriem tare pe genunchi. Și s-ar putea să umblăm pansați. Aș vrea să înțelegem ce e neprihănirea. Neprihănirea se primește prin credință. Amin, punct. Neprihănirea se primește prin jertfa Domnului Iisus Hristos, dar se dovedește prin fapte. Și acum, ca să înțelegeți, vreau să vă spun că neprihănirea are trei dimensiuni, trei standarde, trei lucrări mari ale neprihănirii. Și dacă le vom înțelege astea trei, vom ști ce trebuie să facem. Și prima dimensiune a neprihănirii e statutul neprihănirii. Și anume, aceea când noi ne-am pocăit, când l-am ales pe Dumnezeu, Dumnezeu ne-a considerat, ne-a socotit și ne-a dat statutul de neprihănit. Ăsta e statutul pe care Iisus ni l-a dat prin credința în Fiul Său atunci când ne-am pocăit.
A doua dimensiune a neprihănirii e standardul, statutul, ne-l dă Iisus Hristos prin credință când ne-am pocăit, e standardul neprihănirii. Și standardul neprihănirii este Iisus Hristos prin cuvântul Lui. Spune că cuvântul s-a făcut trup, adică cuvântul este Iisus Hristos. Și ce este neprihănit, doar Iisus poate să spună. Noi ne putem da așa după ureche, tot felul de vorbe, că e bine să fii aia ca să fii neprihănit, că aia trebuie să faci, că aia trebuie să faci. Noi putem să spunem. Standardul neprihănirii este Iisus Hristos prin cuvântul Lui. Și El ne spune, El ne arată și El ne dă ce trebuie să facem ca să fim neprihăniți. Iisus Hristos. Dar a treia, după statut, după standard, e și starea de neprihănire. Starea de neprihănire. Acea stare când noi trebuie să tindem spre standard și să onorăm statutul care ni l-a dat atunci când ne-am pocăit. Înțelegeți? Acea stare de neprihănire care ține de noi, care e partea noastră, ceea ce noi trebuie să facem ca să onorăm statutul de neprihănit și să ajungem la standardul care e Iisus Hristos, statura Lui, plinătatea Duhului Sfânt. Și asta ne arată viața noastră de trai în fiecare zi. Acea stare permanentă care trebuie să o avem. Dragi frați și surori, nu vreau să vă încurc. Vreau să înțelegem foarte bine că s-a predicat la noi. Și atât de mult ne-am dus în panta aceea că neprihănirea îi dai prin credință. Dai prin credință. Dar Hristos te socotește neprihănit. Îți arată cum trebuie să ajungi desăvârșit neprihănit. Dar faptele noastre, starea care noi trebuie să o avem, unde este, dragi frați și surori? Că așa mă doare să aud tot felul de biserici, de învățături false, atâția predicatori iscusiți care citesc doar pe jumătate cuvântul acesta și v-am citit cel puțin 50 de versete din Biblie și vă rog să le reluați, în care Dumnezeu ne arată cum trebuie să ajungem desăvârșiți prin ceea ce este efortul nostru de a trăi plăcut înaintea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Isaia, Isaia capitolul 6, dacă pot să afișez primele versete, când el a văzut sfințenia, neprihănirea lui Dumnezeu, ascultați ceea ce spunea Isaia în capitolul 6, începând cu versetul 1. În anul morții împăratului Iozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul către altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Și ascultați, când a văzut neprihănirea, sfințenia lui Dumnezeu, atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut. Și a început să-și facă o retrospectivă, să se uite că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului oștirilor. Dragi frați și surori, Dumnezeu ne vrea neprihăniți și îl binecuvântăm că ne-a dat harul acesta să ne socotească neprihăniți, să ne arate ce trebuie să fie neprihănirea și să lase pe Duhul Sfânt să ajungem în acea stare de neprihănire. Am încurcat? Când Pavel vorbește în Efeseni capitolul 6 despre armătura credinciosului, armătura care ne-o dă Duhul Sfânt. Acolo el vorbește, printre altele, despre o unealtă care trebuie să o punem pe noi, și anume platoșa neprihănirii. Acea platoșă a neprihănirii care să fie o protecție pentru săgețile arzătoare ale celui rău. Adică starea noastră de neprihănire poate să fie o protecție ca să rămânem sfinți. Știți ce e platoșa? E acel, așa, ca un fel, ca o fel de vestă
făcută din plăcuțe de fier, așa mai mici, ca niște solzi, pe care romanii o îmbrăcau când mergeau la război și și-o puneau pe ei foarte bine strânsă ca să nu fie loviți. Își protejau organele vitale. Își protejau organele sensibile. Pentru că orice lovitură care trecea de platoșă putea să fie fatală. Și ascultat un episod foarte fain. Unul Împărați, capitolul 22, vis-a-vis de platoșa aceasta, spune că Ahab, care era împăratul lui Israel, s-a întâlnit cu Iosafat, care era împăratul lui Iuda, și a spus: trebuie să mergem în război să cucerim Galadul, să luăm Ramotul din Galad, că este a nostru și noi trebuie să-l cucerim. Și spune că s-au pus ei așa de vorbă și au început ca să se lupte împotriva Siriei. Un Împărați 22, o să vă povestesc că timpul a trecut și mai am și câteva lucruri de spus. Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat, împăratul lui Iuda: vreau să-mi schimb hainele. Cei care o să se lupte Siria împotriva noastră, o să caute împăratul. Că dacă mă va omorâ pe mine, știu că au câștigat războiul. Vreau să-mi schimb hainele, spunea Ahab, ca să merg la luptă, dar tu îmbracă-te cu hainele tale împărătești. Și împăratul lui Israel și-a schimbat hainele și s-a dus la luptă. Împăratul Siriei dăduse următoarea poruncă celor 32 de căpetenii ale carelor lui: să nu vă luptați nici cu cei mici, nici cu cei mari, ci să vă luptați numai cu împăratul lui Israel. Când au zărit căpeteniile carelor pe Iosafat, au zis, care era îmbrăcat în hainele împărătești a lui Ahab, au zis: negreșit, acesta este împăratul lui Israel. Se referea la Ahab. Acesta este împăratul lui Israel. Și s-au apropiat de el să-l lovească. Iosafat, când a văzut că nu mai are nicio șansă, a scos un țipăt. Căpetenile carelor, văzând că nu este împăratul lui Israel, s-au depărtat de el. Și acum ascultați. Atunci, un om a tras cu arcul la întâmplare și a lovit pe împăratul lui Israel, pe Ahab, la... Poți să afișez. Un Împărați, capitolul 22, versetul 34. Un om a tras cu arcul la întâmplare și a lovit pe împăratul lui Israel la încheietura platoșei. Împăratul a zis cărăușului său: întoarce-te, întoarce și scoate-mă din câmpul de bătaie, că sunt greu rănit. Și Ahab a murit. Probabil că încheietura aceasta, platoșa care a avut-o, n-a fost foarte bine încheiată. Poate că Ahab, așa cum și-a permis de multe ori să facă lucrurile superficial, să lase și pe Izabela, să facă fiecare să fie mulțumit, să fie și stâlpul Astartea și stâlpul lui Baal, să fie și idol, spune că a trăit superficial și nu și-a încheiat bine platoșa, pe care Pavel ne spune că e neprihănirea. Și un om la întâmplare a tras și l-a lovit la încheietura platoșei și a murit. Dragi frați și surori, închei punctul acesta. Sfințenia, neprihănirea, poate să fie un scut pentru noi în anul 2024. Dacă vei avea înaintea ochilor tăi să umbli după acest lucru de sus, că e un lucru de sus, dacă îți vei pune mintea să te gândești la lucrul acesta de sus, ca să trăiești o stare de neprihănit, să știi că această neprihănire va fi un scut împotriva atacurilor diavolului și acele ispite care vin în casa ta, îți vei da seama că neprihănirea ta le va respinge și nu vor avea acces. Copiii tăi se vor liniști, soțul tău te va iubi, lucrurile vor începe să se așeze, va fi toate lucrurile în conform cu voia lui Dumnezeu, pentru că tu îți faci partea ta să trăiești neprihănit și Dumnezeu ne spune că e platoșa, că ne protejează organele noastre vitale ca să fim protejați și să trăim sfinți. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Al doilea lucru de sus, după care să umblăm, și mi-aș dori să ne gândim și să umblăm, să căutăm să umblăm după el, este închinarea. Închinarea. Spune Cartea Sfântă, ceea ce am citit aici din Apocalipsa, spune că cei 24 de bătrâni s-au aruncat de pe scaunele lor în fața scaunului de domnie, dar nu doar că s-au aruncat, spune că și cununile de pe cap și le-au aruncat în fața scaunului de domnie
și s-au închinat înaintea lui Dumnezeu. Închinarea este un lucru de sus, după care să umblăm, să căutăm. Și ascultați ce închinare. Închinarea continuă. Că asta se întâmplă sus. De ce nu sunteți tot atât de mult și miercurea, dragi frați și surori? De unde învățătura aceasta că miercuri e un program facultativ? De ce nu căutăm să umblăm după închinare înaintea lui Dumnezeu? Dumneavoastră știți că închinarea aceasta e una din cele mai mari probleme ale bisericii în secolul în care trăim? Unii văd închinarea într-un fel, alții văd închinarea într-un fel, alții pun preț pe închinare la cântare, alții pun preț la rugăciune. Și toată lumea spune că e închinare. Bun, nu intrăm aici în discuția aceasta. Dar închinarea, care e un lucru de sus și care Pavel ne îndeamnă că trebuie să căutăm să umblăm, de ce nu o facem? De ce 4 ore pe săptămână, dragi frați și surori? Îs 4 ore pe săptămână, 2 miercuri, 2 duminică. E așa mult să vii la închinare? Cum putem să stăm acasă când frații se adună aici? Dumneavoastră știți că lucrurile acestea, când nu vii la închinare, e lucru de jos? Și ce e jos? Păcatul. Ce e jos? E diavolul. Una din cele mai mari provocări, spuneam, a bisericii în ziua de azi e închinarea. Ce să facem ca să ne închinăm corect? Ce să facem ca oamenii să vină la închinare? Problema închinării, frământarea mare. Și totuși, cea mai mică parte a noastră e închinarea publică și ar trebui să fie închinarea acasă. Nu mai intru aici. Că dacă ne contabilizăm timpul când ne închinăm, cât ne închinăm acasă, ar fi dezastru. Ar fi dezastru. Și vrem mari biruințe cu Domnul. Și vrem să, nu știu, aș vrea să ating un aspect timpul trecut, dar simt că trebuie să ating un aspect. Lipsa dorinței de închinare, ascultați-mă, atunci când nu mai simți că trebuie să te închini, deja ți arată că ești într-o boală foarte grea. Deja să știi că ești în metastază și chestiune de timp până mori. Pentru că lipsa dorinței de închinare e un lucru pe care diavolul l-a pus pe tine, că e un lucru de jos. Dar cum trebuie să fie închinarea? Ascultați aici principiul închinării și eu cred că e un principiu. Spune că atunci când în fața scaunului de domnie era Iisus Hristos pe scaun, spune că bătrânii care erau oameni neprihăniți, care strigau sfânt, 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 în continuu, zi și noapte, spune că s-au aruncat cu fața la pământ, s-au aplecat și nu și-au permis să-și țină nici cununile pe cap, ci și le-au aruncat în fața scaunului de domnie. Pentru că închinarea totdeauna ar trebui să tindă spre smerenie, spre o atitudine o atitudine umilă înaintea lui Dumnezeu. E foarte interesant că cei mai mulți în închinarea lor, în concertele creștine, în ceea ce vedem noi videoclipuri pe YouTube, că ei totdeauna tinde spre sus cu închinarea lor. Nu-i vedeți cu chitările, cu plete în vânt, cu ceea ce fac ei. Când Biblia ne spune clar că atunci când îl vezi pe Domnul și te închini, nu poți să te uiți, te arunci la pământ, îți iei cununa și o arunci înaintea lor. Ei de la prima cântare sunt în extaz. Oare așa viață de neprihănit poate să aibă? Eu mă îndoiesc după cum arată și după cum cântă. Dragi frați și surori, aduceți-vă aminte, în Exod capitolul 32, când Moise era pe munte, spune că s-a dus să primească de la Dumnezeu tablele legii, poruncile pe care Dumnezeu le-a scris pe piatră cu degetul lui. Spune că zăbovea să coboare de pe munte și oamenii israeliți au mers la Aron, la fratele lui Moise și a zis, omule, nu știm dacă se mai întoarce Moise, poate a murit pe munte, fă-ne un vițel de aur, să ne închinăm înaintea vițelului de aur. Ascultați, s-au închinat înaintea vițelului de aur, cum? Cu jocuri. Și au început să se ridice, să joace, să bată din palme, să se ridice și asta le-a fost închinarea. Și spune Dumnezeu Moise, coboară-te repede că oamenii aceia au deraiat cu totul.
Coboară-te că vreau să-i prăpădesc, vreau să-i nimicesc. Și în Exod 33, după un capitol, în 32, Moise pe munte, ei se închină vițelului, spune că Moise a coborât și a început să vorbească din partea lui Dumnezeu. Când a început Moise să vorbească și Duhul Sfânt era peste el și vorbea, spune că s-a cutremurat locul acela, ei au fost cuprinși de groază, au văzut într-adevăr ce înseamnă Dumnezeu și spune că s-au aruncat la picioarele lui Moise și s-au închinat. Și înaintea muntelui lui Dumnezeu. E o diferență? E o diferență? 32, 33, Exod. Atitudinea noastră în închinare? O paranteză. Asta am primit-o, asta v-am spus-o. Ca să vedeți că e o închinare reală. Când te întâlnești cu Domnul. Gândiți-vă la Isaia când l-a văzut pe Domnul. Gândiți-vă la Ioan, că am citit de Isaia, de Ioan când l-a văzut pe Domnul. Gândiți-vă la Ezechia când l-a văzut pe Domnul. Gândiți-vă la oamenii aceștia care atunci când s-au întâlnit cu Dumnezeu, spune că s-au aruncat înaintea Lui și s-au închinat, că și-au văzut starea lor. Domnul să ne ajute ca în Biserica Betleem să păstrăm o închinare curată cu o atitudine potrivită înaintea Lui. Și al treilea lucru, sunt mai multe, mă opresc la trei lucruri în dimineața aceasta. Al treilea lucru după care să umblăm când ajungem să ne gândim la lucrurile de sus, știți care este? Și poate pare un pic straniu, mulțumirea. Spune acolo Ioan, al Domnului să fie mulțumirea. Ce mulțumire să fie în cer? Că în cer, pentru ce să mai mulțumești că totul e pe tavă înaintea Domnului? Și spune acolo Ioan că un lucru de sus e acea mulțumire continuă care trebuie să o avem. Eu nu știu ce ai pățit în 2023, dar dacă vrei să umbli după un lucru de sus foarte important în anul 2024, este ca să fii mulțumit de ceea ce ai. E cineva care în anul 2023 a lipsit mâncarea de pe masă? E cineva în locul acesta care nu a avut apă de băut în anul 2023? E cineva în locul acesta care n-a avut haine și n-a putut să iasă din casă pentru că era gol și n-avea cu ce să se acopere în anul 2023? Și atunci? Dumneavoastră știți că Dumnezeu nu promite mai mult? E foarte complicat și foarte greu ca să facem diferența dintre necesități și mofturi. Dintre trebuință, lucrurile necesare, trebuincioase și mofturile noastre. Cine poate să recite? Eu o să încep prima jumătate a versetului și dacă cineva poate să continue versetul acesta. Mai întâi, căutați împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și... Toate? Zi-se în tare. Toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Afișează Matei 6:33. Dragi frați și surori, așa l-am știut și eu. Așa l-am știut de când am fost copil și așa l-am spus și în predici și așa l-am recitat și așa le-am spus la toți. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și Doamne ajută-ne la lucrul acesta și toate? Nu-s mai celelalte. Nu-i mai Ferrari, nu-i mai caviar, nu-i mai, nu știu, ce vreți dumneavoastră. Toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dar care sunt aceste lucruri? Haideți să ne uităm în context. De ce vorbește Domnul Iisus Hristos? Că aici spune aceste lucruri, adică de ceea ce ne vorbea anterior. Matei capitolul 6. Haideți să deschid și eu, să vedem exact versetele de care ne vorbește Domnul. Și să fim atenți cum citim Sfânta Scriptură. 31. Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Adică Dumnezeu se angajează ca în anul 2024 să-ți dea să mănânci, să-ți dea să bei apă, nu Coca-Cola, să mănânci
și carne, dar pâine, nu neapărat carne de vită, nu neapărat, nu știu, fructe de mare. Astea sunt mofturi. Dumnezeu ne promite că ne satură, că ne stâmpără setea, că ne dă ca să îmbrăcăm decent, să ieșim în societate. Astea nu trebuie să le mai căutăm. Dumnezeu ni le-a promis că ni le dă. Dar știți care e problema? Noi mergem de la cele trebuincioase, mergem spre mofturi. Vrei să bei în fiecare zi Coca-Cola? Lucră. Lucră 12 ore pe zi, 14 ore pe zi. Dar nu uita, fructele de mare, o mașină scumpă, astea vin la pachet cu stres. Astea vin la pachet cu boli. Astea vin la pachet cu ceartă în familie. Mofturile vin la pachet cu multe lucruri pe care noi le neglijăm, că sunt valori. Dumnezeu a spus că în anul 2024 îți va da cele trebuincioase și nu-ți va lipsi, că ți le va da prin noi, că ți le va da printr-un vecin. Dumnezeu a promis că se angajează să-ți dea ce ai nevoie ca să mănânci, să bei și să te îmbraci. Dacă vrei altceva, ascultați-mă, aici deja e o problemă. Mergem spre mofturi și Dumnezeu nu binecuvintează mofturile. Dumnezeu pedepsește pe aceia care umblă după mofturile lor. Pentru că spune Psalmul 127 că El le dă pâinea ca în somn. Pâinea! Pâinea ne dă ca în somn. Adică să ne săturăm. Ok. Sunt alte lucruri pe care trebuie să umblăm. Le citiți acasă și umblați. Și vă gândiți și le găsiți. În Japonia, în anul 1923, a fost un mare cutremur. Așa de tare a fost zguduită Japonia, puteți să căutați pe Google, în anul 1923, cel mai mare cutremur din Japonia. Peste 100.000 de oameni au fost dați dispăruți și morți. 5 orașe dintre cele mai mari din Japonia au fost aproape distruse în totalitate. Peste 2 milioane de oameni au fost afectați și evacuați și a fost o stare jalnică în Japonia în anul 1923. Nu mai știau cum să iasă, nu aveau cum să iasă. Pentru că s-a dus vestea aceasta, spune că America, care era bine și un stat foarte bogat, a început să trimită Japoniei resurse și bani, să-și reconstruiască tot ceea ce trebuie, orașele, infrastructura, casele, oamenii să aibă ce să facă. Și spune că America a pulsat o grămadă de bani, miliarde de dolari. În anul acela, vorbim de sume colosale, în care Japonia a început să-și reconstruiască totul la superlativ. Și uitați-vă cum e Japonia astăzi. Datorită banilor pe care America, Europa și celelalte state au început să-i pulseze și să-i bage acolo. Peste tot apoi au apărut pancarde. Japonia niciodată nu va uita ce a făcut America. Japonia totdeauna va fi recunoscătoare Americii. Nu vom uita ce ați făcut pentru noi în acele momente grele. Și tot poporul japonez știau ce a făcut poporul american pentru ei și erau mulțumitori. Știți cât? 18 ani. Aceeași generație, să nu zici că a trecut și a uitat. Aceeași generație. În anul 1941, flota Americii era în Pacific, era al doilea război mondial, la Pearl Harbor, lângă Hawaii. Spune că Japonia a atacat, fără anunțuri, fără prea mari menajamente, a atacat toată flota Americii din Oceanul Pacific și în 18 minute a nenorocit-o. Și poate ați văzut filmul Pearl Harbor, puteți să căutați istoria. Cât a fost mulțumirea? 18 ani, 23 până la 41. De ce? Pentru că așa suntem noi oameni, dragi frați și surori. Uităm de multe ori ceea ce ne-a făcut Dumnezeu. Uităm de multe ori cum Dumnezeu ne-a binecuvântat. Cum Dumnezeu ne-a păstrat și ne-a dus din biruințe în biruințe și suntem aici în casa Lui. Și ne spune că noi trebuie să umblăm, să căutăm și să ne gândim la lucrurile de sus. Dacă vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu, dumneavoastră știți că Pavel spunea că noi nu ne uităm la lucrurile de care se văd, că sunt trecătoare, ci la cele ce nu se văd. Și aici e problema, și aici e secretul. Că noi ne uităm la ceea ce vedem și uităm la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Haideți să ne ridicăm pe picioare, timpul a trecut.
Vreau să cântăm o cântare, vreau să ne cercetăm și să vedem cum stăm cu viața noastră. Am promis Domnului în apa botezului că îl vom urma, că vom trăi curați, că vom trăi sfinți, că vom trăi desăvârșiți și neprihăniți. Am spus Domnului că în fiecare zi ne vom strădui să fim la standardul pe care El l-a adus și noi trebuie să umblăm. Cât de mult l-a întristat pe Domnul în anul care a trecut? Sau nu în anul care a trecut, în aceste 7 zile din 2024? Câte momente ai avut când ai pus mâna pe Sfânta Scriptură și ai început să devii desăvârșit citind din cuvântul Domnului? Sau ai pus mâna pe telefon și ai zis, lasă că Dumnezeu m-a socotit neprihănit, nu mai trebuie să fac nimica, eu gata, m-am botezat, fac ce vreau, îs sfânt, îs neprihănit prin ceea ce mi-a spus El, prin credință. Duhul Sfânt ți-a spus că trebuie să faci și tu ceva ca să ai acea stare de neprihănire. De câte ori ai neglijat închinarea în casa Domnului? Când frații au fost aici, când Duhul Sfânt a vorbit, când a vrut să-ți transmită mesaje și îți dai seama, pentru că ai pus pe locul doi biserica și pocăința, ai pierdut familia, ai pierdut cercetarea, soțul a plecat de la tine, copiii nu vrea să mai audă de biserică, nu vrea să mai audă de tineret. Poate e un moment în care trebuie să te cercetezi și să-ți dai seama că trebuie să umbli mai mult după lucrurile de sus. De câte ori Dumnezeu te-a binecuvântat și ai spus, Doamne, tot pâinea aceasta, Doamne, tot apartamentul acesta, tot mașina aceasta, tot salarul acesta, Doamne, vreau mai mult, și te-ai dus în străinătate, ai făcut bani, te-ai dus în altă parte, ți-ai luat lucrări peste lucrări și ți-ai dat seama că ai obosit, ți-ai dat seama că ai slăbit, că diavolul te-a înfrânt. În dimineața aceasta Domnul îți spune, Dumnezeu te binecuvintează și va avea grijă de trebuințele tale, nu de pofturile care ni le punem în inima noastră. Trăim o vreme a unui amestec spiritual, un amestec spiritual incredibil, și în anul 2024, ascultați, acest amestec se va înteți, în care cei sfânt cu cei nelegiuiți se va amesteca și nu vom mai ști spre ce să privim. În dimineața aceasta fă-ți o cercetare, puneți lucrurile în rânduială și țineți-vă lipiți de Domnul, că dacă îl pierdeți în anul acesta, nu știu dacă veți mai avea ocazia să-l întâlniți. Dacă îl pierzi pe Domnul, nu știu dacă Dumnezeu îți va mai da har să-l găsești. E momentul cercetării tale, în care El îți spune că e aici lângă tine, că vrea să te cerceteze, să-ți dea putere, să trăiești o viață sfântă, să umbli după lucrurile cu adevărat curate, să semănăm cu Domnul, să fim ca El, să fie El comoara noastră, să fie El viața noastră. Aleluia, slavă Domnului! Se pravia sigelio fanto, e aici ca să reîntregească familii, e aici ca să ridice durile zdrobite, e aici ca să dea speranță, e aici ca să te prindă de mână și să te binecuvinteze. Am vrea cu toții să intrăm într-o rugăciune și cu adevărat să ne închinăm înaintea Lui.